Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. La nivel global, temperaturile au atins cote extrem de mari în zone din Orientul Mijlociu și Asia. Astăzi, la prânz, în Kuwait s-au înregistrat peste 50 de grade Celsius. La fel a fost și în Pakistan și Irak, unde s-au înregistrat în jur de 49 de grade. Iar cea mai scăzută temperatură a fost în Antarctica, la Vostok, minus 79 de grade. Revenind în țară, noaptea trecută a fost cea mai călduroasă din data de 10 iunie. Ca exemplu, cele mai ridicate valori au fost înregistrate la Chișineu, Criș, 18 grade, Oradea, 18,5 și Zalău, 19,3 grade. Avem o informare meteorologică valabilă pentru mai multe zone din țară până mâine seară la ora 23, când sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată cu cantități de apă însemnate. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse chiar 35-40 de litri pe metru pătrat. Fenomenele vor fi mai frecvente în timpul după-amiezilor și serilor. Tot de astăzi, de la ora 12, avem și un cod galben de instabilitate atmosferică până seara la ora 23. În sudul, estul și local în centrul țării, dar și la munte, vor fi intervale cu manifestări de instabilitate atmosferică. Se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, chiar și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Acum haideți să vedem cum va fi vremea mâine în principalele orașe. În Brașov, un cer închis și 27 de grade în termometre, în Cluj 28, în Constanța tot 27-28, în Craiova 24, în Iași 32 de grade, în Sibiu 27, iar în Timișoara 30 de grade. Cu detalii revin un pic mai târziu. Vânzările de mașini electrice în România au înregistrat o creștere în primul trimestru al acestui an, dovedind că românii încep să se mai gândească și la mediu. În România, cumpărătorii de automobile încep treptat să se orienteze înspre mașini mai puțin poluante sau chiar electrice. Conform statisticilor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, în primele 4 luni ale anului, România au cumpărat un număr de 1422 de autoturisme ecologice, în creștere cu 41,35% față de aceeași perioadă din 2018, când au fost achiziționate 1006 mașini. Din volumul total, 1170 de unități sunt autoturisme hibrid, în creștere cu 53,1% față de primele 4 luni din anul anterior. 184 de unități sunt pur electrice, o creștere de 52,1%, iar 68 de mașini sunt plug-in, la acest capitol înregistrându-se o scădere de 43,8%. Ponderea autoturismelor ecologice noi în totalul vânzărilor la nivel național s-a situat la 2,9% față de 2,3% cât se înregistra în primele 4 luni ale anului trecut. De asemenea, în luna aprilie 2019 au fost comercializate 463 de autoturisme verzi cu 49,3% mai multe față de luna anterioară, când s-au vândut 310 unități. În topul celor mai comercializate autoturisme 100% electrice, în perioada ianuarie-aprilie, primul loc a fost ocupat de Nissan cu 53 de unități, urmat de Volkswagen cu 43, Smart cu 40, BMW cu 25, Renault cu 17, Jaguar cu 5 și Mercedes-Benz cu o unitate. În același timp, cele mai multe autoturisme hibrid vândute în România în perioada analizată au fost înregistrate de Toyota cu 1010 unități, Lexus 54, Honda 31, Ford 29, Kia 23, Hyundai 11, Suzuki 9 și Land Rover 3. De asemenea, în clasamentul vânzărilor de autoturisme plug-in conduce Volvo cu 27 de unități, urmată de Land Rover cu 17 și Mitsubishi cu 12. Așa cum v-am promis mai devreme, vin cu detalii despre vremea din această noapte, când cerul va fi variabil, cu norări, posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în regiunile sudice, pe suprafețe mici în restul teritoriului. Spre dimineață, izolat, se va forma ceață. 16 grade în București, 18 în Iași, în Constanța 21 de grade, în Brașov 14, 16 în Deva, în Oradea, Timișoara, 18 grade, 17 în Arad. Mâine vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi acoperit de nori și se vor semnala averse, posibil vijelii și grindină, în regiunile sudice, sud-vestice și la munte. Ploile vor avea caracter torențial, iar pe suprafețe mici se vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23, poate
32-33 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. 28 de grade în București, 27 în Constanța, în Iași 32 de grade, în Sibiu 27, în Cluj 28, 32 de grade în Oradea și Satu Mare. În capitală, vremea va fi, în general, instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, în special după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 27, poate 28 de grade, cea minimă de 16 grade și, cum bine vedeți, temperatura va crește poimâine. Vor fi temperaturi de 32, poate 33 de grade. Așadar, poimâine cerul va fi variabil, dar sunt așteptate și norări cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și posibil grindine după amiaza și la începutul nopții, local la deal și la munte. Va fi foarte cald în cea mai mare parte a țării, iar indicele de temperatură umezeală poate păși ușor pragul critic de 80 de unități. 32 de grade în București, 33 în Iași, în Sibiu 30 și în Brașov vor fi 30 de grade, la fel în Cluj, 33 de grade în Oradea, Satu Mare, 31 în Arad și Timișoara. La munte, așa cum vă spuneam și mai devreme, vor fi înorări cu averse și vor avea și caracter torențial. Vor fi descărcări electrice și posibil grindine după amiaza și la începutul nopții. În Ceahlău, 15 grade, Păltiniș 19, 21 în Poiana Brașov, Semenic 17, 18 grade în Sinaia. La mare, vremea va fi ușor instabilă, dar caldă și frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înorări îndeoseb după amiaza și seara, când izolat vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22-23 de grade. Cascadoriile cu mașinile, motocicletele sau avioanele sunt deja des întâlnite. În schimb, este mai neobișnuit să vezi pe cineva făcând acrobații cu elicopterul. În mass media au circulat în ultimul timp informații despre un cod negru de temperaturi ridicate. Va urma o perioadă foarte călduroasă, dar atenție, codul negru nu există în avertizările meteorologice. Cu toate acestea, este adevărat faptul că specialiștii europeni au avertizat că vor urma 10 zile de caniculă în Europa, iar România face parte dintre țările care vor avea de înfruntat valul de căldură. Vor urma temperaturi de 35 de grade la umbră, iar mercurul termometrelor va urca chiar până la 40 de grade. Să vedem acum câteva temperaturi din principalele orașe din Europa. În peninsula iberică, așa cum vă arătam și mai devreme, temperaturile sunt relativ bune acum. 23 de grade în Lisabona, în Madrid 21 de grade, Barcelona 18 grade, în Amsterdam 19 grade, un cer acoperit de nori sunt așteptate precipitații, la fel și în Londra 18-19 grade, acolo în schimb nu vor fi ploi. În Italia, mai exact în Milano, 25 de grade, un cer parțial noros, în Roma un cer senin cu 33 de grade, în Budapesta vor fi 31 de grade, în Sofia 24, iar la Istanbul un cer acoperit de nori cu 27 de grade în termometre și sunt așteptate averse și descărcări electrice. În Oslo 22 de grade și un cer senin, în Berlin 30 de grade, un cer acoperit, cald și în Praga, dar sunt așteptate ploi, 32 de grade și în Praga, iar în Moscova o vreme închisă cu 31 de grade în termometre. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mâine de la ora 18:50 vom vorbi despre cum pun în pericol rețelele 5G prognozele meteo. În continuare vedem imaginea zilei și rămâneți alături de TVR2. În câteva secunde urmează telejurnalul orei 19. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.